Liga 1 din baschetul masculin românesc reprezintă eșalonul al doilea al seniorilor, cele 21 de echipe care alcătuiesc cele 3 serii, având de luptat un sezon întreg, la capătul căruia cele mai bune 2 vor promova în Liga Națională. Îmbucurător este faptul că multe dintre aceste formații au în componență jucători foarte tineri, așa cum este cazul echipei brașovene CSU Quadripol, în care mezinul lotului Tudor Gheorghe, la numai 16 ani, are evoluții dintre cele mai apreciate la fiecare joc. După ce în urmă cu o săptămână studenții brașoveni au pierdut acasă în prelungiri cu Steaua București, etapa cu numărul 13 a adus la Brașov chiar lidera seriei, Știința București, echipă urmărită îndeaproape în clasament de Ploiești, Chiajna și Steaua. Se părea că bucureștenii vor avea o misiune ușoară în fața tinerilor basketbaliști brașoveni, dar după felul în care au evoluat ostilitățile, nimeni nu s-a mirat că formația gazdă era în avantaj la capătul primului sfert. Au urmat 10 minute în care liderul a avut mai multe reușite decât echipa brașoveană, iar pauza mare i-a găsit pe bucureșteni cu un avans de numai 5 puncte. O bună parte din sfertul al treilea a aparținut formației gazdă, care s-a apropiat la un singur punct în minutul 29, dar bucureștenii au fost mai buni în ultimul minut al acestui act și s-au distanțat la 7 puncte. În ultimele 10 minute, spectacolul a fost extrem de atractiv și asta pentru că în minutul 37, Bela Forreiter a egalat pentru brașoveni. Mai mult, juniorul Tudor Gheorghe a transformat ulterior 2 aruncări libere și gazdele au trecut în avantaj 64-62 și totuși până la final. Experiența bucureștenilor și-a spus cuvântul pentru că au reușit să înscrie consecutiv 9 puncte, care în cele din urmă le-au adus o victorie extrem de muncită. Rezultat final, CSU Quadripol Brașov, Știința București 64-71. Da, am întâlnit un adversar tânăr cu foarte multă poftă de joc și care a arătat în primul rând ambiție și din câte am înțeles de la antrenorul lor, sunt angrenați în mai multe competiții, așa că mi se pare că se mișcă foarte, foarte bine pentru vârsta lor. În urma acestei victorii, Știința București rămâne lideră și este în grafic în ceea ce privește obiectivul pe care și l-a propus. Așteptăm, abia urmează faza a doua, vedem cum vom fi repartizați în grupe. Faza a doua, da, este una grav, va urma și semifinalul. Oricum, obiectivul nostru este locul 1-3, sunt locurile 1-3. Așa că, bine, suntem în obiectiv și sperăm să ne menținem acolo. În ciuda înfrângerii, echipa brașoveană a dovedit încă o dată că este în creștere și poate face față oricărui adversar. Meci important, din care noi am putut să tragem niște învățăminte. Jucătorii învață din aceste meciuri foarte importante pentru ei ca să se maturizeze și tocmai pe lipsa aceasta de maturitate s-a pierdut meciul de astăzi. Oricum, CSU Quadripol Brașov este pe drumul cel bun și cu siguranță că proiectul început cu această echipă va avea finalitatea dorită. Noi urmărim să continuăm proiectul început acum 4 ani, cu finalizarea, intrarea în divizia folosind acești jucători pe care noi am crescut în pepiniera noastră proprie. Următorul joc al brașovenilor de la CSU Quadripol este programat sâmbătă în deplasare, o partidă în care studenții noștri vor juca în capitală împotriva Rapidului.